Bună seara și bine v-am regăsit, prieten. Astăzi am o surpriză pentru dumneavoastră. Am în studioul meu pe un prieten, un fellow traveler, tovarăș de drum de pe Oxygen. Când spun tovarăș de drum, înțeleg că drumul nostru duce undeva la o țintă și această țintă este căutarea unui răspuns nou la întrebări religioase vechi. Și cel pe care vreți lângă mine, cel care nu cunoaște, este cel care se semnează Dan Livius. Da? După care este numele întreg? De fapt, numele meu e Daniel Livius Clinciu. Daniel Livius Clinciu. Și s-a întâmplat când am venit în America și am aplicat pentru Social Security, cumva s-a nimerit să fie Daniel Livius și Clinciu. Și eu mi-am pus numai primul nume și middle name. Și middle name și a scos Clinciu. Dar trebuia să fie Livius. Da, și ai un nume american, da, Dan Livius, da? Cam așa. Deși trebuie să or să afle foarte curând prietenii noștri că ai părăsit Statele Unite pentru, da, pentru o zonă care s-ar putea să mai de viitor. Pentru un fel de Egipt spiritual. Pentru un fel de Egipt spiritual. Da, dar Egiptul totdeauna este mai avansat decât Canaanul. Păi să știți că mi se pare că Egiptul ăsta e un pic mai avansat decât Canaanul. Bun, care este Egiptul în care ai plecat? Este de o fapt o țară mică care noi când vedeam ceva made in Taiwan, de fapt râdeam. Da. Acum 10-20 de ani. Dar de fapt cred că acum taiwanezii râd de noi când văd ceva scris made in USA. Made in USA, nu made in da. România. Sunt superiori ca tehnologie. Eu cred că infrastructura și tehnologia, și vă uitați, dacă vreți, uitați-vă pe Google la Taipei 101, da? Cred că cel puțin 20-30 de ani înainte. Înainte Statelor Unite. Da. Și părerea mea. Da. Și automatizarea, da, și mai multe chestii de infrastructură și... Noi pe vremea comuniștilor numeam că Taiwanul China Chiangkai-shistă, da, se numea. Și a fost, știu că a fost o perioadă când China nu a fost recunoscută la Națiunile Unite, China, da, continentală. Da. După ce au adunat prima bombă atomică, au fost recunoscuți și înțeleg că Taiwanul s-a retras. S-a retras, a făcut o prostie foarte mare și ei acum recunosc. Este încă supra-înarmat Taiwanul, nu? Da. Este supra-înarmat și este o țară care, de fapt, din punct de vedere diplomatic, are un statut nesigur. Da, da. Deci sunt anumite țări care o recunosc ca țară, mai ales țările astea neînsemnate third world countries. Da. Și, și bineînțeles că majoritatea țărilor au relații diplomate cu China și eu zic one country but two separate governments. Așa ceva, o da. Țară, două guvernamente. Ia. Deci sunt considerate de China, de fapt. Da. Da. Numele Taiwanului a fost Republica China. Încă este. Încă este. Ia. Și cealaltă Republica Populară China. Da. People's Republic. Da. Și înțeleg că Taiwanul oficial pretinde nu numai jurisdicția asupra întregii Chinei, dar și asupra Mongoliei, mi se pare. Așa scrie pe Wikipedia. După ce mă întâlnit cu tine săptămâna trecută, m-am uitat puțin și am fost surprins că pretinde că, din punct de vedere istoric, avea jurisdicția asupra Mongoliei. Da. Iar Republica... Și niște insule pe lângă China, da, pe acolo. Republica Populară China pretinde jurisdicția asupra Taiwanului. Da. Dar se pare că se înțeleg bine, nu? Da, nu cred că va porni un conflict din ăsta... apocaliptic, să zic. Da, cu armament și așa mai departe. Fiindcă, ce se întâmplă? China, de fapt, s-a dezvoltat din cauza Taiwanului. Proletari și ăștia bogați, da, cu bani și cu tehnologie s-au dus și au investit foarte mult în China, uh-huh, și au ridicat China, de fapt. De fapt, da, ce este China astăzi e datorează Taiwanului. Nu știam lucrul acesta. Deci creierul... Bineînțeles, China nu vrea să recunoască, da. Deci creierul se află tot în Taiwan, ia, și banii. Sunt câțiva miliardari, uh-huh, în Taiwan care au comerț și, da, și fabrici și tot felul de chestii în toată China. Uh-huh. Și deci, fiindcă acolo este putere de muncă, un miliard, da, și ceva de oameni, în Taiwan ai 20 de milioane, deci nu se compară. Liviu, vreau să spun o întrebare înainte de a merge mai departe. Deocamdată, da, aceasta e discuție ca să ne, da, încălzim puțin și să devii familiar cu unii care te cunosc de pe forum și, da, unii s-au mai contrazis cu tine, unii s-au apucat că ideile tale sunt puțin... foarte copilorești. Singulare. Nu copilorești, probabil idiosincratice, ăsta e cuvântul, da, american, da, da, nu știu dacă este unul, da, perfect în românește. Tocmai de-aia vreau să avem o discuție pe îndelete ca să îți explorăm puțin viziunea ta, care mi se pare că, da, este foarte profundă și bine lucrată și cu o bază solidă. Însă, și am văzut un sci-fi numit Loop sau The Looper, parcă The Looper. Mm-hmm. Deci ideea era că, mă rog, cineva a venit din viitor
contracta să omoare pe, mă rog, contracte ca să omoare în Statele Unite. Pe alții care au trimis din viitor să fie omorâți, ca să nu fie nicio urmă. Și după un timp, killerul lua niște bani și putea să plece unde vrea, dar să știa că la anumite vârste va fi trimis înapoi să fie omorât la rândul lui. Așa că rolul filmului face bani și spune celui venit din viitor, care conducea toată operațiunea, care de gând să plece în Europa. Și el spune, du-te în China. Și el spune, o să mă duc în Paris, nu știu ce, Europa. Și că ascultă pe mine, vin din viitor, du-te în China. Ce părere ai? Crezi că dacă cineva ar veni din viitor, ne-ar îndemna să plecăm în China? Da, în anumite regiuni ale Chinei, da. Este, deci crezi că China este viitorul? Deci, sau că Asia este viitorul? Asia este viitorul, fiindcă cred că am mai discutat noi chestia asta. Deci, acum China... Nu în fața camerei. Nu. Deci așa discutăm prima oară acum în fața camerei. Deci ce se întâmplă acum? China e dezvoltată fiindcă la începutul începutului, când a început să se dezvolte, a fost totul foarte ieftin, mâna de lucru foarte, foarte ieftină. Acum mâna de lucru a început să se ridice, să fie mult mai scumpă. Economia și, mă rog, lucru manual și așa ceva o să plece în altă parte, în India. Da. Presupun că India o să fie următoare. Vietnam? Și atunci, bineînțeles, Vietnam? Vietnam, da, Vietnam. Poate Coreea de Nord într-un viitor. De obicei o să fie o țară cu mână de lucru multă, cum e India. Se poate și Vietnam și alte țări, poate, dar cât de cât trebuie să fie mână de lucru și oameni destul de educați. Și cred că Vietnam are oameni educați și foarte, care muncesc foarte greu. Deci nu sunt din ăștia care vor union și union și așa mai departe. Da. Deci oameni care vor să muncească, bineînțeles. Da. Și în India sunt, iară, mulți oameni care, unii din ei vor să muncească și unii din ei, peste un miliard de oameni. Și tot așa, cred că economia o să meargă... Eu nu mă gândesc numai la economie, și ce observ eu? Mie mi se pare că Asia este mai puțin postmodernă decât Statele Unite și... Da. Și nu știu dacă tu ești profesor universitar, din câte înțeleg. Da. Deci știi mai bine decât mine lucrul acesta. Dar ce am observat eu, America a devenit foarte postmodernă în college-uri și în universități, la fel Europa. Iar mie se pare că China și țările din Asia în general se orientează spre o credință în vest. În vestul modern, valorile moderne ale vestului, nu cele postmoderne, da? Nu interesează de mult corectimea politică, dar cumva vorbesc așa cum vorbeau europenii și americanii la începutul secolului 20, în probleme sociale. Nu știu dacă intuiția mea e corectă. Da, special în Taiwan. Să încep cu de la început, cum am ajuns în Taiwan și așa. Hai să aflăm cum ai ajuns acolo, da. De fapt, cum am ajuns eu acolo, nici nu mă gândeam că prin experiența asta o să... De fapt, o să ajung în Taiwan și o să stau mai mult de 10 ani acolo. Sunt de mai mult de 10 ani acolo. Dar exact cum Lorelai a plecat să predea engleză în Coreea de Sud, exact așa am făcut și eu acum 12 ani, în 2000. Da. Cam în 2000 am plecat eu în Coreea de Sud. Am stat acolo 6 luni. Am predat engleză. După tot aceea... cu organizație sub umbrelă religioasă? Nu, de fapt... ce s-a întâmplat? Pentru cine am lucrat eu se numea Kang Language Institute. Da. Și tipul ăsta se zice că... Nu, el a fost directorul Institutului de Language al Bisericii Adventiste din Coreea. Și el ce a făcut? El și-a strâns niște resurse. Bineînțeles, a fost un deștept, părerea mea. Da. A strâns resurse și a strâns bani. Unii zic că a luat bani care nu i se apropia lui, dar mă rog, asta alte speculații. Și a plecat și a deschis business-ul lui de English teaching, de predat engleză. Și eu când am plecat de fapt de aici, eu am fost angajat de una din franchise-urile lui. Da. Dar eu n-am știut. Eu am crezut că de fapt o să lucrez pentru Institutul Adventist. Că probabil mergea pe același networking, nu? Ia, nu știu. Adică ei se dădeau ca Institutul Adventist. Da. Sau poate el uza... lozinca asta ca să-și acapareze, că era cât de cât competiție foarte mare între ei și adventiști ca să get the best teachers, ca să ia cei mai buni din ăștia învățători de engleză. Da. Că nu suntem profesori, bineînțeles. Și, scuze-mă, mă bucur că spui asta. Fac o paranteză. Da. Întotdeauna când
la un, tu ești profesor, de fapt. Profesor la universitate, dar ești profesor, da, da, da. Întotdeauna când cineva vine la un post adventist, la Speranța TV, iar își luam și perspective. Era profesor. Un supriitor care a predat undeva, într-un college, câteva cursuri, era imediat profesor cu tot titlul de onoare, da. Deci îmi place foarte bine că faci diferența între a preda engleză și a fi profesor. Da, bineînțeles. Ca unul care ești profesor acum. Poți să fii profesor de engleză, dar să ai un PhD, să exact, ai published papers, să ai lucrări publicate. Să ai o contribuție la domeniul respectiv. Da, să ai o contribuție și să, cât de cât, să predai la nivel graduate level. Da. Să predai, deci să predai engleză la studenți de masterat și de PhD, da, la studenți... În românești, la nivel universitar, să spun. Da, 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 da. Așa. De fapt... Hai să mergem mai departe, că te-am întrebat, da? Și ai ajuns în Coreea. Da. Da? Și ai predat engleză. Vreo 6 luni de zile. Uh-huh. Și după aceea? Am avut niște probleme cu respectivii și am plecat... Dacă nu se discă, de ce natură erau aceste probleme? Nu, n-au fost nici religioase, nici de... Cred că mai mult business sau... Etica coreană de muncă, uh-huh, mi se pare. Ei sunt, cum să spun eu, coreenii, de fapt, merg pe mentalitatea asta, unii dintre ei, nu toți. Da. Dacă eu pot să te șantajez legal și să te înșel legal, eu sunt mai deștept, tu ești mai prost. Dar sunt și în America? Nu că au luat de la americani mentalitatea asta? Dar, de fapt, ei fac mai mult asta la străini, care nu, da, care da, nu știu legile străin, da, și chestiile, uh-huh, pe acolo, prea bine. Americanii fac la ei lor. Da, da. Și, mă rog, niciuna nu mai bună ca cealaltă, da, dar asta, uh-huh, este. Și când am fost, s-a întâmplat că eu am vrut să mă mute la altă franchise. Da. Care mie mi-a convenit, fiindcă era mai aproape de Seoul, de capitală și, uh-huh, bineînțeles, pentru băiat tânăr era mult mai interesant, uh-huh, pentru mine. În primul rând că era o biserică acolo unde aveam niște băieți cu care cântam împreună. Uh-huh. Aveam un quartet foarte frumos și chiar îmi plăcea. Îmi plăcea să fiu încadrat și involved în biserică, da, discuții, lecțiune și una și alta. Și ei ce au zis? Bine, uite, ți-am pregătit o școală nouă, dar mai este cineva care o să plece peste 2 săptămâni. Uh-huh. Și 2 săptămâni poți să vii aici și să stai și... e o problemă. În timpul nopții noi trebuie să închidem școala după ora 7, uh-huh, și trebuie să te închidem în școală. Uh-huh. Și mie nu mi-a convenit. Mă gândeam, băi, dacă se întâmplă un foc, uh-huh, sau ceva, da, ce fac, sunt închis în școală, poate mor aici. Dar foarte ciudată. Da, foarte ciudată. Și le-am zis așa, păi, de ce nu plec într-o vacanță, că și așa am venit să văd Asia și peste 2 săptămâni vin frumos, da, înapoi și începem. Și acum nu știu exact ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, că după 2 zile după ce am plecat, primesc un e-mail de la director și zice, păi, nu știu că un om ca tine nu-l văd prea serios, fiindcă a venit aici să lucreze și tu ai plecat în vacanță și nu consider că tu ești cel mai bun candidat, da, pentru noi și te rog... și da, eu m-am bucurat într-un fel, că nu mi-a plăcut câteva lucruri de la început și acum m-am simțit oricum deslegat, că deja aveam un contract de un an de zile, da, și ei au deslegat contractul și oricum trebuia să mă plătească pentru câteva luni oricum. Uh-huh. Și a fost, pentru mine, da, a fost bine. Și am rămas în Vietnam, am găsit o școală și am început să predau în Vietnam și am mai predat acolo încă 6 luni. Și tot engleză? Tot engleză, da. Nu aveam nicio... Adică eu aveam specialitate în biotechnology, uh-huh, sau bioscience, știință biologică. Da. Dar n-ai ce să faci cu bachelor de știință biologică. Uh-huh. Deci limba nu cunoșteam, deci nu puteam să mă duc să lucrez, da, într-un... din asta, într-un laborator. De cercetare sau așa ceva, da. Da, mai ales că în Vietnam mulți nu prea cunosc limba engleză așa de bine. Și după cam la sfârșitul celor 6 luni am întâlnit, eram prieten cu un băiat care și el preda engleză pe acolo și am început el să-mi povestească de Taiwan și eu îi spuneam că poate mă duc înapoi în Statele Unite și deja făcusem un an de zile de master. Da. În ce domeniu? Biotehnologie? În conservational biology. Da. Deci un fel de environmental biology. Da. Da. Biologie... Ecologică, da. Ecologică, da. Ceva, da. Și am zis că ar fi bine să mă duc să termin studiile, să am și eu un master degree și, mă rog, să văd ce se întâmplă. Și el mi-a zis așa, fă ce vrei și, mă rog,
Da. Dar vizitează Taiwanul înainte să pleci înapoi. Sau du-te înapoi și vino și vizitează Taiwanul că se merită. Și stăteam și mă gândeam, măi, ce poate să fie în Taiwanul ăsta? Că eu mă gândeam ce mi s-a întâmplat mie cu zeci și zeci de ani în urmă. Made in Taiwan și erau niște piese de, mă rog, nu prea dădeam noi mare importanță la Taiwan. A zis, hai că și așa sunt aici la două ore, hai să merg. Și am mers și cum am ieșit din avion și am pășit afară din aeroport, mi-am dat seama că ceva e foarte interesant despre țărișoara asta, care nici de fapt nu-i țară. Dar ce e atât de interesant? Păi infrastructura... E modernă? E părerea mea că e cu cel puțin 20 de ani înaintea infrastructurii Americii. Trenurile high speed, metrourile, basurile, absolut tot. În 2001 erau, mă încântase. Deci era autobuze din oraș mare la oraș mare din 5 în 5 minute. Și aici ca să iei un Greyhound sau ca să iei ceva trebuie să aștepți ore. Și dacă l-ai pierdut pe ăla de la ora 9 trebuie să aștepți până a doua zi dimineața. Da. Ceva care e de necrezut. Dar mă rog, așa a fost făcută structura aici ca fiecare să avem mașini și mă rog, așa e. Și bineînțeles, și țara aici foarte în America mare. Se duce pentru profit. Nu da, și țara foarte mare și înțeleg. Da, și altă filozofie da, în America. Bineînțeles. Și mi-am dat seama că cel mai repede poți avansa în mai multe domenii într-o țară care totul e foarte aproape, infrastructură foarte bună și unde ești primit, și văzut foarte bine. Și noi ca americani străini. Da. Well, eu eram văzut ca american, că aveam pașaport american și eram considerat american, cu toate că sunt român. Și fiind văzând foarte bine și primit foarte bine, am zis, hai să vedem care e treaba. Și m-am dus și am căutat un job, un serviciu tot de predat engleză și am început să mai învăț ceva chestii despre Taiwan, să văd ce se poate face și căuta ca să cât de cât să progresez, să nu pierd timpul degeaba. Că deja am fost un an de zile în Asia, văzusem, văzusem destul de multe lucruri. Și am zis că în al doilea an nu vreau să mai pierd vremea predând engleză, trebuie să fac ceva, ceva. Și instantaneu am întâlnit un băiat care deja era într-un program la o universitate foarte bună, care făcea un PhD în information management. Da. Deci în tehnologie, information technology. Da. Da. Și m-am dat cu el în vorbă, i-am spus că trebuie cât de curând să plec înapoi, că vreau și eu să-mi termin studiile. Și el mi-a zis, păi, de ce nu vii la noi? Că noi doar ce-am deschis un program internațional unde poți să studiezi în engleză și we give full scholarship. Deci îți oferim subvenționare totală. Da, totală. Deci nu trebuie să plătești nimic. Am stat un pic și m-am gândit și am zis, băi, să știi că dacă Dumnezeu chiar a deschis o ușă, asta e. O să intru pe ea, da. Așa m-am gândit atunci, bineînțeles că a fost mult mai multe lucruri la mijloc și care nu le înțelegeam eu la timpul respectiv, dar am plecat pe ideea asta că mi s-a deschis o ușă și dacă mi s-a deschis... O să ne facem și la problema cu Dumnezeu, mi-a deschis ușă imediat, da? Da. Da. Și m-am dus, am dat un GMAT. GMAT test. E un test care pentru informatică și management și și mai multe chestii. Am vorbit cu câțiva profesori care mi-au făcut un formal interview. Și am primit acceptance letter două săptămâni mai târziu. A fost foarte interesant, fiindcă eu am aplicat, am aflat chiar cu câteva zile înainte despre programul acesta și trebuia să organizez să dau testul ăsta foarte repede și a fost deadline. Decembrie 15. Un limitant timp. La 5 seara. Da. Eu la 4 jumătate mi-am trimis toate rezultatele. Deci a fost chestie de jumătate de oră. Da. Da. Și s-a întâmplat de am intrat, am absolvit cursurile. Ai luat un PhD după aceea? Am luat un PhD. Da, ai ajuns să predai? Întâi am făcut un postdoc, deci research. Unde putem găsi hârtiile tale de cercetare? Dacă
dacă mergeți pe Google și puneți numele meu Daniel L sau L, da. Clinciu, o să găsiți... Clinciu nu e un nume comun, așa cum ziceam, da. Găsit dacă puneți, da. Daniel. Deci tu în ce domeniu faci cercetare acum? În mai multe domenii. Am făcut și în bioinformatics. Bioinformatică, deci. Bioinformatică, da. Și healthcare research. Da, deci, despre medicină, despre healthcare, despre asistență medicală. Da, cam așa ceva. Da. Și bineînțeles. Și am înțeles că și că faci cercetare în domeniul, mă rog, ai laborator virtual în care simulezi, da, procese, da, chimice, da, și biochimice. Deci cum se numește? Se numește virtual screening și, da, ducking, uh-huh, în engleză. Deci ducking e sunt un fel de programe bineînțeles, virtuale, care noi, toate moleculele care le cunoaștem, da, foarte bine, da, și avem amănunte, da, încercăm să le cuplăm și să vedem cam cum ar funcționa ele. Și computerul funcționează perfect, cunoscând proprietățile chimice și... Nu funcționează perfect, dar de aia facem și screening. Deci, da, din mii de molecule, noi poate alegem 5 care au procentul, da, cel mai bun în termen de a putea lucra împreună. Da, de valențe. Deci, de valențe, da, de deci hai să zicem că câteva molecule are 98% percentaj de cuplare și, da, și, da, mă rog, anumite funcții, da, probabile. Și bineînțeles că pe alea care sunt mai jos de 70% le aruncăm. Și până faceți experimentul în laborator, nu? Da, ce ni se pare nouă că ar putea fi rezultate mai concrete și, da, și mai viabile, le ducem în laborator și le faceți lucrat acolo, da. Pe șoareci, pe mi se pare că ține de SF-ul. Adică aș vrea să spun, mi se pare că e treaba asta de a simula pe computer reacția chimică, nu? Da. Și avea, mă rog, un model probabil. Mai, da, probabil, da, decât altele pe, da, care poți să le testezi pe realitate. E foarte, foarte avansat, adică ce face, da, de SF-ul. Da. Se face că și în Statele Unite așa ceva, nu bănuiesc. Da, dar eu cred că în Asia s-a început chestia asta. Ingenioziitate chinezească. De-aia consider că, și Japonia, de-aia consider că ce, de fapt, acum noi urmăm anumite chestii care deja au fost concepute în Asia. Da, da, da. Dar cred că... Da. Liviu, da, pentru că timpul trece. Da. Deci e foarte fascinant ce ne spui și înțeles că și căsătorit cu o taiwaneză. Da. Da? Vorbești mandarină în casă sau engleză? Puțin mandarină. Mai mult cu aia mică vorbim mandarină, fiindcă nu știu de deci ce. Deci ai și o fetiță, nu? Am o fetiță, da, de un an și da, uite, aș vrea să trec și la probleme spirituale. Vreau, da, să spun puțin de evoluția ta religioasă. A, că, da, da, bineînțeles. Pentru că până vreau să am câteva conversații cu tine despre concepția filozofică și teologică. Despre, sigur, da. Și să zic teologică și științifică. Da. Unul din domeniile noastre favorite aici pe existență este relația între știință și religie. Da. Deși că eu am și primit, pe mine mă pasionează. Deși știi că eu am primit un ultimatum de la conferință. Am auzit, da. Să las la o parte problemele de știință și religie. Pe seama celor care nu știu nici religie, nici știință prea bine. Așa, îmi pare eu că tot nu pot să nu fiu sarcastic. Da. Însă, ai făcut aproape de fetița ta. Sâmbătă când ai venit aici la școala de sabat, ai făcut două afirmații care mi s-au părut foarte interesante și unii le-au găsit șocante. Am presupus că unii. Da, așa. Unii, bine, noi suntem o biserică în care multe afirmații se pot face fără. Și sunt, deci, fără nicio reținere. Da, suntem o biserică în care ne permitem să, da, facem afirmații care alte biserici n-ar fi acceptate, da, și unii, cam toată lumea începe deja să obișnuiască cu lucrul acesta. Mm-hmm. Dacă eu pot fi pastor în biserica aceasta, îți imaginez că biserica aceasta e deschisă la, da, tot felul de idei. Dar ai făcut o afirmație. Una dintre afirmații a fost aceea că în sabat, mm-hmm, tu îți duci de multe ori, ideea ta de a ține sabatul este să duci fetița să se joace cu copiii orfani. Da. Deci ești adventist, ții sabatul, da, dai un model de păzire a sabatului foarte, foarte singular, aș spune eu, da? Deci am zis că și m-a mustrat pastorul pentru... Pastorul care am zis că are o mașină foarte scumpă de altfel, da, nu? Așa și... Mă rog, a zis că de ce nu vii întâi la biserică și după aia ai toată ziua să te duci la...
Adică vine măcar la colectă. Da, da. Și am zis, ok, spunem când am ceva de învățat și dacă e ceva care pot să învăț, o să vin. Ah. Exact așa. Da, îmi place răspunsul tău. Și am mai mers pe la biserică. Da. Nu m-am supărat pe el și nici el... Poate el s-o fi supărat un pic pe mine, dar i-a trecut, că m-a invitat să țin lecțiunea peste 2 săptămâni. E metoda pastorului de a te stimula să vii la biserică. Da, cred. Este un trick, proscut. A doua afirmație care ai făcut-o a fost și mai gravă. Pentru că tu ai spus că noi ar trebui să dăm zecimea ca să susținem cercetarea științifică. Categoric. Și că... noua revelație, deci mă rog că știința este a treia carte, prima e Vechiul Testament, al doilea Noul Testament, a treia e știința. Văd da, că ai trecut peste ele, nu? Ai trecut destul de ușurință. Da, și peste Coran și peste Cartea Îngerului Bun. Deci asta este a treia. O să discut toate acestea, dar așa întâi să ne spui evoluția ta spirituală, pentru că înțeleg că vin dintr-o familie română conservatoare. De fapt, unul dintre rudele tale mi-a fost învățător în Câmpina. Da, o rudă mai depărtată. De fapt, familia tatălui meu, care este Clinciu, ei n-au fost adventiști. Tatăl meu e primul adventist. Și cel care se pare că ar fi ruda noastră, Clinciu, el, el știa că are rude adventiste, dar sunt și alte rude care sunt adventiste, dar care au venit poate în ultimii 40-50 de ani la biserică. Da, asta era de mult de tot. Da. Mult de tot, da. Bun, a doua problemă este, știu că ai fost membru la Sacramento, California, în Biserica Amazing Facts. Da, la Biserica lui Dar. Da. Deci, ai avut un itinerar spiritual lung și acum ai câteva idei pe care unul le-ar spune ciudate, da? Da. Hai să explorăm puțin itinerarul tău spiritual. Deci, care a fost primele, când ai început să spui anumite întrebări? De cumpila religia moștenită și când ai început să cauzi înnoiri. Nu ești dintre cei care a părăsit nici pe Dumnezeu, nici biserica, da? Da. Dar ai avut curajul să spui niște întrebări și să vii cu niște răspunsuri noi, cu totul noi, ceea ce e o chestiune de curaj și ești, asta te face și face noi pe oxigen, știi? Și domnule, cauza am vrea să cunoaștem foarte bine această, să înțelegi foarte bine experiența ta în privința asta. Hai să începem chiar cu Doug Batchelor, fiindcă e vorba de el. El a ținut o predică mai de mult, care în predica asta el susținea foarte tare că de fapt Rahela a murit fiindcă Iacob a zis când a fost întrebat de la bani cine mi-a furat Dumnezeu, a zis să moară ăla dintre noi care ți-a furat Dumnezeu. A făcut așa, da, care ți-a furat Dumnezeu. Da. Și el susținea biblic și foarte riguros că, de fapt, Dumnezeu l-a ascultat pe Iacob și exact așa s-a și întâmplat. A murit la naștere. Da. Da, scuze-mă că te întreb, nu vreau să întrerup ideea, dar totuși aș vrea să te întreb, care era teza pe care vrea să o demonstreze Doug în această predică? Fiindcă să avem grijă ce zicem și cum ne rugăm, că vezi că poate Dumnezeu o să asculte și... Știi că asta este o superstiție care mi-a zis la adventiștii americani? Da. Ai grijă ce te rogi, că rugăciunea e periculoasă, că dacă te rogi un lucru greșit, ți se întâmplă, da? Da, este ca și cum ar fi o concepție magică, șamanică despre rugăciune. Da. Da, te-am întrerupt, am vrut să clarific doar asta. Și după aia am zis, hai să fim serioși, da, câte prostii și tâmpenii ai făcut la viața ta și nu, nici măcar Dumnezeu nu te-a atins cu un deget. Și acum săraca Rahela a furat și ea niște Dumnezei care nimeni nu avea nicio treabă cu ei. Dar Iacob a blestemat-o. Da, și acum vezi, Doamne, că o să-l asculte Dumnezeu pe Iacob la o tâmpenie. Deci stai pe zi, dacă eu mă rog să moară soția moare, așa reiese, nu? Dacă spun să moară soția mea, să mă rog, va muri. E o idee care cred că s-a părea interesantă la mulți frați, la mulți pe care îi cunosc. Mult de a scăpa de tovarășul de viață, te rogi Dumnezeu să ia viața, dacă așa și... Dar bineînțeles că Iacob nu și-a dat seama că cine furase Dumnezeu și... Da. Rog, dar a spus-o și gata, s-a întâmplat. Da, a spus-o și s-a întâmplat, că și deci, Dumnezeu l-a ascultat. Deci ți s-a părut că mesajul scârție. Mi s-a părut că mesajul ăsta este cu totul banal și nu e științific. Uh-huh. Și am început să-l studiez un pic științific și chiar mă gândeam când nevasta mea... am fost la doctor, la primele controle, că rămăsese însărcinată, i-a spus
doctorului că ea vrea să aibă o naștere, dacă se poate, naturală. Uh-huh. Și doctorul a zis, muncește, fă mișcare și tot felul. Uh-huh. Și chiar ne-a pus să facem niște exerciții chiar foarte grele, care mie, care am însărcinat, da, mi se păreau grele. Și după aia eu am stat puțin și am început să fac câteva conexii. Deci, slugile lui, da, și nevasta pe care nu o iubea, pe care le slugea la maxim, da, erau sănătoase, rămâneau gravide, făceau naștere ușoare și așa mai departe. Cațăranca română care năștea în căruță, când exact, la câmp. Nu, dar am o străbunică care, de fapt, a născut la câmp și a învelit copilul în niște scutece. Era banal. Da, fără asistență medicală, fără medicamente, fără nimic. Copilul a fost sănătos, ea n-a pățit nimic, a mers, din contră, că a mers la lucru în continuare, a început să sape în continuare. Pe când generația noastră este așa de slabă și degenerată, că femeia trebuie să stea 2-3 zile în spital fără să se miște. Cezariană trebuie. Da, da, mă rog. Și eu mi-am dat seama că ceva nu era era cu totul coșer cu ce spune Dac. Da. Deci, stai puțin, ți se părea că ce susține Dac este totuși consistent cu teologia lui în general? Nu, chiar de data asta dăduse cu oala în perete. Da. Da. Because de obicei mi s-a părut că anumite lucruri era mai consistent. Da. Și cu ideile și cu Dumnezeu și cu mai multe chestii. Dar de data asta chiar, și mai ales când el de fapt, care a fost, se lăuda că spărgea mașini și că fura și că nu știu ce și că nu știu cum, păi ar fi trebuit să moară de nu știu câte ori, dacă cineva l-ar fi blestemat. Da. Interesant că în autobiografia lui povestește de karma. Și spune că karma este adevărată și că lui s-a întâmplat fiindcă fura de la... Da, i s-a întâmplat de fura cineva exact, 2,99 sau... Da, acum aș vrea să spun, totuși Biserica Sacramentului, Amazing Facts, este exact adventismul tradițional. Mi se pare toate că da. Deci înțeleg că... Deci totuși, e mai numai după Biblie. E mai numai după Biblie, da, luată la literă, fundamentalist, da? Și adventismul fundamentalist, pentru că între noi fie vorba, nimeni nu poate merge la litera Bibliei să ajungă la o concepție teologică consistentă. Uh-huh. Fiindcă Biblia, de fapt, nu este o carte chiar atât de unitară cum susținem noi. Uh-huh. Noi, de fapt, ce facem, luăm anumită parte din Biblie și trecem peste alta cu vederea. Biblia este o carte complexă care trezează probleme diferite în unghiuri diferite, așa? Deci, Amazing Facts este fundamentalism adventist care interpretează Biblia din punctul de vedere al Ellen White. Punct. Uh-huh. Și al trezorilor adventiste. Deci, cred că asta era și concepția ta, da? Da, cât de cât. Pe vremea, acum 20 de ani în urmă, da. Așa. Cum ai început să ai îndoiel față de această concepție tradițională adventistă? Când am început să înțeleg mai bine știința și să văd că, de fapt, Dumnezeu... Acum a început să ni se descopere mult mai mult prin știință și prin natură. De fapt, natura deci, tu consideri știința o revelație? Categoric. Da. Nu, e indiscutabil să fii om de știință, să crezi în Dumnezeu și să nu consideri știința o revelație. Știința o revelație, da. Da. De fapt, Daniel 12:4 spune că în zile din urmă și dacă... Mie mi se pare că asta a fost ultima profeție în Biblie, care de fapt... Vorbește despre știință. Una dintre cele mai interesante și mai importante profeții. Bun, deci știința, ca să începem, știința a început să te facă să pui sub semn doielui modelul teologic tradițional. Cum? Dăm câteva exemple. Păi, am început cu Dac și după aia, învățând mult mai mult despre știință și despre faptul că sistemul imun al corpului, de fapt, dacă tu n-ai fost expus la virus, bacterii și așa mai departe, niciodată, și dintr-o dată acești virus apar, deci n-ai nicio șansă. N-ai răspuns imunitar. N-ai. Și, corect, și deci acest sistem imun a trebuit să evolueze. Da, corect. Și tot felul de chestii care am început să mă întreb, știi că, nu făceau sens. Te întreb, am interesat, foarte interesant lucrul acesta. Deci, unul dintre argumentele creaționiste, da? Deci, când vorbesc de creaționism, vorbesc de creație. Mm-hmm. Vorbesc despre concepția evanghelică
americană fundamentalistă despre creația în șase zile și mai departe. Da, da, da. Sau intelligent design, da? Mm-hmm. În argumentele intelligent design. Da, dar să știi că ea de la intelligent design, nu zic că... Este de evoluționist, fost, de fapt. Da, da, nu este a fost creația știu, în șase zile. Da. Dar au concepția de complexitate reductibilă, știi? Mm-hmm, și da. Una dintre este sistemul imunitar. Și țin minte că am avut un dialog cu o domnișoară care este student la medicină sau medic undeva în România și spunea că perfecțiunea sistemului imunitar este un argument al unei creații fiat. Și tocmai i-am răspuns, tocmai asta e problema, pentru că noi avem argumente foarte clare că sistemul imunitar a evoluat. Și numai că a evoluat, a evoluat cu preț. Cu preț. Cu preț și de fapt nu e perfect. Nu e perfect. Deci în momentul în care se mutează un agent patogen, noi nu mai avem răspuns imunitar la el. Deci aș vrea să spun, ca amator, mi se pare fantastic felul cum sistemul imunitar lucrează, da? Dar interesant că lucrează oarecum tot ca un spărgător care încearcă diferite formule ca să găsească parola. Da? Deci nu merge exact că îi se descopere parola la virus. Da? Deci încearcă să spargă codul și încearcă formule diferite și merge pe bază la ce cunoaște dinainte. Și dacă ceva cu totul necunoscut, nu reușește. Deci este clar aici indiciul în evoluție. Da. Deci asta a fost o problemă, sistemul imunitar, nu? A fost ea, care mie mi s-a părut. Deci, ok, tot a fost perfect, omul a păcătuit și dintr-o dată i-a apărut și sistemul imun și toate și... Și a apărut și germen patogen după ce a păcătuit. Da. Sau nu a fost sistemul imun de soletare, trebuia să, da. Da, deci ai început să cochetezi cu ideea evoluționistă, din câte înțeleg. Da, da. Deci, n-ai trecut printr-o perioadă de frământare, da, de criză? Da, nu dintr-o dată. Deci am început să mă uit la alte aspecte. Deci un fel de adaptație, deci o microevoluție, care de fapt e evoluție. Nu știi și cum spunea cineva, microevoluția însemnează, deci concepția evangheliei spune microevoluție este că poți spune crămizi una peste alta, dar nu poți să-ți construiești un zid. Fă de același lucru. Da, sunt de acord. Și de acolo, până la urmă, încet, încet, dovedele au fost atât de multe și atât de mari, că nu poți să zici că viața a apărut acum 6.000 de ani. Da, absolut, da. Sau că a avut loc o evoluție. Da. De fapt, Liviu, cam cât a durat acest proces la tine în timp? Cred că vreo 5... Între 5 și 7 ani. De 5 și 7 ani. Da. Interesant, cam atât dura și la mine, ca să spun sincer. Deși n-am fost ca tine să fiu consistent într-un studiu de bachelor în știință, dar ce se întâmplă? Este foarte clar. Deci ce mi se pare mie că e problema la noi la creștini, da? Este foarte clar că evoluția e un fapt. Da. Întrebarea se pune dacă această evoluție a fost complet aleatorie sau a plecat intervenție divine. Dacă Dumnezeu a condus evoluția sau n-a condus, dacă a intervenit la momente sau n-a intervenit. Dar faptul că încercarea creaționistilor a demonstrat că evoluția n-a avut loc sau că evoluția nu poate avea loc, este absurd. Deci există întrebări în care încă nu s-a răspuns în teoria evoluției. Există mari probleme în teoria evoluției. Bineînțeles. Dar niciodată care să spună sub semn întrebări evoluția ca fapt, istoria vieții ca fapt pe planeta Terra. Mi se pare că asta e absurd. Da, și de fapt eu poate am niște idei care difer. Da. De exemplu, eu cred, cum am spus și mai înainte, că Dumnezeu la anumite puncte a intervenit direct, în mod direct, cu toate că nu se poate observa. Da. Deci noi cu ochiul liber sau și dacă eram prezenți, poate nu observam. Bine, dacă n-am putea compara asta cu intervenția lui Dumnezeu în istorie. De exemplu, vreau să dau un exemplu. Deci cum a venit Iisus, nimeni nu și-a dat seama. Da? Niciun istoric nu ne spune de Iisus. De exemplu, nu? Niciun istoric nu confirmă Biblia. Și pentru că evenimentele sunt prea insignificate. Da, impactul a fost foarte mare, dar impulsul inițial a fost total insignificat. Nu? Eu mă gândeam de multe ori că putem compara intervenția divinității în evoluție cu efectul fluturelui. În teoria haosului. Da, da. În care un fluter din aripi aici și se întâmplă cine știe ce, o ploaie sau un tsunami. În chiar în Taiwan, de exemplu, și în America, nu? Deci sunt relații care nici un matematician nu le poate modela, dar care au loc în mod real. Da. S-a întâmplat vreodată să ai îndoiel ateiste în acest proces de redescoperire Nu știu dacă chiar
am crezut vreodată că categorii nu există Dumnezeu, da. Dar am avut unele dileme în privință de suferința omului. Da. Și dacă Dumnezeu, și cred că aș fi trimis întrebări la lecțiune, dacă Dumnezeu, fiind mult mai avansat decât noi, da. De ce așteaptă la noi, oameni de știință, să cât de cât să deal with the problems, da. Să face față problemei, să facem față problemei, suferinții, da. și așa mai departe. De ce nu, dacă el are tehnologie mai bună și mai inteligent ca noi, de ce nu vine el să ne ajute? Da. De ce ne lasă pe noi să... Dar, de fapt, după aia am început să-mi dau seama de fapt că multe din problemele pe care ne face noi să suferim, de fapt, noi ni le producem, da. Singuri. Și dacă Dumnezeu ar interveni, nu am mai fi free. Uh-huh. N-am mai fi liberi. Da. Și tocmai de aceea Dumnezeu intervine când ceva nu are de-a face cu deciziile noastre. Nu cumva Dumnezeu intervine prin știință? Da. Deci, eu sunt puțin hegelian aici, da? În privința asta. Adică, sau cred că sunt destul de hegelian în privința asta. Deci, Dumnezeu lucrează prin om. Prin om. După întruparea lui Iisus, Dumnezeu lucrează prin om, da? Da. Și metoda lui Dumnezeu, acești frații noștri care se roagă după minuni, se roagă degeaba. Poți să-ți roage până să crapă tava, nu va avea loc nicio minune, da? Minunile au loc prin știință. Există un, da. Miracol al științei, da. Care pe mine, exact. Mă copleșește mai mult. Dacă ne-am adunat să ne rugăm o noapte întreagă, să țipăm până să dărâmă tavanul și până o să vedem că se întâmplă o minune, aș plecat de acolo obosit, confuz, m-aș întreba dacă am văzut bine. Dar când citesc, de exemplu, aspect de biotehnologie, da? Deci, de exemplu, când tu îmi spuneai înainte că modelez în laborator virtual, chiar și genetic. Se poate modela, da? Da. Da. Au genetic algorithm. Da, da. Avem în laboratorul nostru o parte, da. din echipă care se ocupă numai de genetic, da. Algorithm. Și îmi spuneai că, în mod cu siguranță, nu ca o presupunere, va fi posibilă într-un viitor foarte previzibil, foarte tangibil, prelungirea vieții omului la 110 ani și o viață de plină până la 110 ani. Da. Nu este această o minune. Da, dar da. Parcă o minune care mă face mai mult să mă mai mult de admirație, da? Da, dar trebuie să ne gândim și la consecințele acestei... Sociale, indiscutabil. Asta implică o reformă socială radicală, da. La nivel global. Ce faci cu pușcăriașul care are viață în pușcărie, da. Și exact, îl faci, da. Să trăiască 110, da. Ani? Ce faci cu o planetă supraaglomerată, da. Să zic. Poate fi o soluție aici. Da, și sau hai să zicem că putem să aducem un om la viață care, da. A murit un accident, da. Teribil. Da. Putem să adunăm toate... Informația din neuronii lui. Da. Și chiar și creierul care era, da. Pe asfalt, îl aducem, îl punem împreună și îl aducem din nou la viață. Da. Problema este că de fiecare dată când noi trecem printr-o traumă din asta, da. Ori accident, ori emotional, ne ia din cum să spun eu, ne implică emotionally. Da, emoțional, da. Și câteva din experiențe din astea, dacă ni se întâmplă și iar ne aduce din nou la viață, putem să fim niște vegetables care suntem nebuni și așa mai departe. Corect, și deci, și să preferăm moartea până la urmă. Da, de câte ori poți să aduci un om la viață care, da. E încă sane, care, da. E încă senil. Da. Sane? Da, sănătos, da. Care deci o să fie un punct când trebuie să lași pe om să moară. Da, dar vezi, Liviu, aici este ceva foarte interesant. Deci, da. Mulți dintre creștini refuză să accepte lucrul acesta. Noi suntem la o graniță în care tot ceea ce era minune în Noul Testament și Vechiul Testament, da. Este posibil științific, măcar teoretic, dacă nu, da. Practic. Deci, unele lucruri sunt posibile practic acum. Alte sunt posibile concepem teoretic, nu avem mijloace, da. Dar vom fi în viitor. Deci, noi putem vorbi la data aceasta despre teoretic, despre reversarea morții. Da? Da. Putem vorbi despre o prelungire a tinereții și a vieții. Putem vorbi despre creștere genetic, să manipulezi celulele stem cell, să celulele nediferențiate. Ne gândim și la cloning. Și exact, să crească un organ la loc. Da? Da? Deci ți-ai pierdut mâna într-un... Uh-huh. În statul deja se discută pentru veterani de război. Da. Să le să crească înapoi organe pierdute, uh-huh. pe front și așa mai departe. Deci lucrurile acestea sunt teoretic posibile și numai posibile. Sunt imaginabile, sunt practic posibile. Uh-huh. Și chiar dacă nu sunt... poate să crească mâna organică înapoi, dar putem face una artificială care... Eu am văzut om care n-avea bionică, picioare. Da. Care n-avea picioare... chiar aproape sus de, da. De base
și putea să fugă cu el. Da. Și am citit chiar săptămâna aceasta despre lentile de contact bionică, da, care te poate, deci nu numai ai control asupra ei să se contracte, să se dilate, care îți dă vedere telescopică sau microscopică. Da, deci, da, poți să te privești la stele, poți să vezi exact, microbi. Exact, sau poți să vezi microscopul. Deci lucrul care cred că ne vom fi capabili, în cer, putem fi capabili aici. Și mă gândesc la un lucru care m-a frământat și pe mine, anume, mă gândesc la faptul că părinții Revoluției Științifice, care au fost și oameni ca Newton sau Descartes sau Galileo și Kepler, care au fost și foarte credincioși, da, și eretici considerați, da, întotdeauna au considerat că noul mod de a face minuni va fi știința. Da. Va fi știința. Da. Însă ei au considerat că lucrul acesta implică o atitudine foarte creștină. Deci nu ai dreptul să faci minuni, să ai puterea asta în mână, dacă nu ai atitudinea lui Iisus Hristos, care implică un legământ de sărăcie chiar. Adică nu profiți de pe urma lor. O atitudine total dezinteresată. Și sunt de acord. Dar dacă, de exemplu, un ateu care... Da. Care face poate mai mult decât facem noi ca creștini și adventiști. De exemplu, el se duce la orfelinat, are grijă de copii, da, dă bani pentru săraci în Africa și așa mai departe, dar nu merge la biserică. Da. Nu are acest om o viață cât de cât de care Dumnezeu l-ar asculta să facă minuni. Da, 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 corect. Bineînțeles, pentru că noi identificăm credința cu un set de, cu un crez, da, cu un set de puncte de credință. Da. Cândva credința este o călătorie lăuntrică. Și la ce mă gândeam? Deci ești un tip de om de știință creștin, care mie mi se pare că în viitor va fi următoarea religie. Și în ce sens? În sensul că la un moment dat, o putere asupra naturii devine ori demonică, ori angelică, să zic. Mm-hmm. Nu poate fi umană, da? Da? Deci noi ca oameni suntem triviți de destin, de evenimente, dar dacă avem puterea asupra naturii, ori suntem demon, ori suntem îngeri. Ca un fel de avatar, nu? Ca un fel de avatar, da. Deci mă gândesc că întoarcerea la ceea ce a fost creștinismul inițial, deci creștinismul primar, era bazat pe minuni, da? De puterea supranaturii. Dar în același timp, apostolul sau Iisus, indiferent că omul are acțiunea ca simbolică sau literal, da? Ce vreau să spun este că ideea era apostolul care făcea minuni și Iisus, care urma lucrarea lui Iisus, era o persoană total dezinteresată și total ruptă de orice interes lumesc. Da, sau da, materialist. Exact. Simon Magul era antiteza, era... cum se spune, era oponentul, Simon Magul, mm-hmm, care vrea pentru bani să o facă și interes și personal. Or, cred că lucrul acesta apare acum în știință. Apare în știință și o să avem o repetare a primei secol creștin la nivel științific. Da. Și de fapt am și văzut unele probleme când știința este, de exemplu, deci uzezi știința într-un mod de a profita fără să te gândești la consecințe. Deci făcând chestii din astea, fake Viagra și fake și îmbolnăvești exact, lumea da, și așa mai departe. Da, da, da. Deci, nu, aici avem, de fapt, o repetare a vechii dihotomii între demoni și îngeri, da, pentru că demonii fac minuni și pot fi chemați să facă magie neagră sau să dea, cum să spun, să dea rezultate imediate și soluții hedoniste, și îngerii care vin cu aceeași putere, dar în general sunt mai reținuți, da, și încearcă să-l conduc pe, mm-hmm, pe un drum etic. Da. Deci, ideea aceasta se va repeta cu siguranță în viitor, în altă paradigmă. Și cum am spus în exemplul ăsta, deci poți să uzești știința să faci ceva original, ceva care e bineînțeles, cu FDA approved, da, și foarte, da, sănătos, și poți să uzești știința să faci ceva generic sau fake, ca da, pentru bani. Da, și da, poți să distrugi vieți de oameni și să mănânci. Uite, eu vreau să dau un exemplu. Nu vorbesc de alte generații. Da. În anii 80, nu mi-aș fi putut imagina că poate exista un acces atât de rapid și simplu la orice informație din lume, cum este acum. Și totuși, toată această industrie de este subordonată la o actuală industrie de entertainment. Se fac Androideri, se fac iPad-uri, iPod-uri, da, tot felul de aparate, tot mai compacte, tot mai bune. Și scopul în principal este să oferă entertainment, da, și games,
Da, și sociale, și da, media socială. Și observăm un lucru. Ai, în Statele Unite, nu știu cum este în Taiwan, în Statele Unite ai adolescenți care știu să folosească aceste, aceste mașini electronice, dar nu știu să citească sau să, da, să da, scrie da, cursiv. Da, da. Și este epidemică chestia asta. Deci ai la dispoziție cele mai puternice mașini de, de cele mai puternice prelungiri ale, ale intelectului uman, da, pe care le, le folosești ca să devii mai stupid. Da, e, într-un fel, această chestie este globală. Da. Și vreau să dau un exemplu. Deci eu, mie mi-a luat vreo 5 ani, 5 ani și vreo 3 luni să, să da, termin doctoratul. Puteam să termin mai, mai un pic mai devreme, dar da, chiar pe la mijlocul mama asta îmbolnăvit de cancer și da, a trebuit să vin vreo 5-6 luni în state, acasă. Da. Și am pierdut vreo 5-6 luni. Dar sunt... sunt mulți elevi care eu îi consider mai deștepți ca mine, care le ia 6, 7, 8 ani să termin un doctorat. De ce? Fiindcă majoritatea timpului când sunt în laborator, ei joacă video games în loc să... Da. Eu mă mai uitam pe la unul, pe la altul, râdeam un pic de ei și mă duceam și vedeam de treabă. Da, da. Și lăsam în pace. Și e zic, hai vorbim, să vorbim de studenți la doctorat. Da. Da. Și zice, hai și joacă și tu un game să relax, să, da, să avem un pic de fun. Și am zis, în primul rând, nu știu să joc și o să râdeți de mine dacă o, să mă, dacă da, o să-mi dați bătaie la jocuri din astea. Și în al doilea rând vreau să termin, să, da, să fiu liber, să nu stau aici atâta timp. Și da, e, e adevărat, e, o, e, e, un, e un disease. De unde, de unde reiese că avem nevoie totuși de credință? Hai să nu zic religie organizată, că sună prea urât. Dar avem nevoie de credință și avem nevoie de creștinism, de o anumită absolutizare a omului și a unor valori morale, da, care se bază pe credință. Și, și poate chiar o expunere la, 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 la Dumnezeu, la Dumnezeu, da, care ni se descoperă prin natură și prin Iisus Hristos. Nu neapărat Dumnezeu care ni s-a descoperit prin, prin Vechiul Testament, da, care păi, ni se pare... Aici vreau să întreb altceva. Ok. Da. Deci, tu ai descoperit pe Dumnezeu prin natură. Da, cele mai interesante descoperiri, da, și chiar profeții, da, le-am descoperit prin știință, dar referind, da, referitor la natură. De da, exemplu, vitamina D. Da, de exemplu, spune de vitamina D. Când am început să fac cercetări, un profesor de fapt m-a rugat să, să, să-l ajut să, să facem niște cercetări ca să, ca să scriem un articol. Și el da, era chiar pe punctul de, de a se pensiona și era cam un pic cam dezinteresat și, și, nu, și, nu, și nu prea interesa. Și a zis, hai ajută-mă să, să facem ceva și să, să termin și articolul ăsta, să, să termin odată da, și să scap. Și am început să, 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 să citesc multe, da, multe articole și multe cercetări despre vitamina D. Și ce este foarte interesant, aproape în fiecare, în fiecare săptămână descoperim o nouă funcție a vitaminei D. Deci vitamina D este foarte implicată în, 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 în corpul uman și în sănătatea corpului uman. Da. Deci, da, da, este ceva foarte interesant. Deci noi acum gândim, oh, vitamina D vine de la soare, nu? Da. Și noi zicem, oh, păi acum noi avem geaburi și așa mai departe și, și, și cancer de piele, da, care da, nu mai stăm la soare, luăm, luăm pilule, luăm da, supplements. Supplement, da. Și așa am început să facem. Deci lumea avea deficiență în vitamina D, se îmbolnăvea de... Că da. De exemplu, în Statele Unite, laptele e suplimentat cu vitamina D. Da, da, da. Și, și noi credem că este ceva da, extraordinar. Da. Că, mă rog. Numai că este... am văzut că când s-au făcut studii cu, de, despre vitamina D și suplimente, ne-am dat seama că, de fapt, bolile care sunt cauzate de deficiența vitaminei D n-au scăzut. Da. Au rămas la fel, ori au crescut. Și adică atunci, Statele Unite, osteoporoză. Dar nu numai Statele Unite, global. Da. Și, și interesant că cele mai multe cazuri vin din da, țările unde e destul de mult soare. Da. Deci nu e norad, nu plouă mult, da, deci poți să te duci și să... Da. Și, și atunci care e explicația? Explicația este următoarea. Vitamina D lucrează ca un fel de cuplu sau un cocktail. Da. Deci trebuie deci noi când ne expunem la soare, da, soarele nu produce numai vitamina D, produce endorfinți,
Da. Endorfine sau? Endorfine, da. Da. Nu produce și radicali liberi? Produce alte multe chestii care face un cuplu cu vitamina D și vitamina D lucrează ca un fel de... Să dau un exemplu mai simplu. Deci, ca să fim sănătoși, nu e chestia numai să mâncăm mâncare sănătoasă. Trebuie să facem și exercițiu. Da, așa să bem și așa, apă. Da, da. Nu? Degeaba mănânc sănătoși, dacă nu bei apă și nu faci exercițiu, ca și cum ai lua numai vitamina D și nu ai altceva care s-o cupleze cu restul. Da. Și ne-am dat seama că, de fapt, cel mai bine și cel mai bun e să ne expunem la soare din nou, cum am evoluat. Da, da. Noi am evoluat în prezența soarelui. Da, așa este. Și mecanismul ăsta de conversie a vitaminei, a unor chimicale care se transformă în vitamina D, nu se pot produce și modula decât în prezența soarelui. Soarelui, da. Și eu am stat și mă gândit la... Deci te referi la plajă, nu ajunge fața și... Depinde. Dacă expui o suprafață mai mică a corpului la soare, trebuie să stai mai mult în soare. Da. Dacă ai pielea mai neagră, trebuie să stai mai mult la soare. Da. Și, de fapt, mi s-a părut o chestie foarte interesantă, fiindcă noi nu am evoluat numai în prezența soarelui, dar noi am evoluat spiritual în prezența lui Dumnezeu. Da. Da. Și ca noi să fim sănătoși, noi trebuie să avem expunerea asta la Dumnezeu, care ateismul și suplimentele ateismului și umanismului nu le poate suplimenta. Mm-hmm. Dacă le suplimentează, le suplimentează exact ca noi când dăm suplimente de vitamina D. Înțeleg, deci, ni se pare că facem ceva, dar de fapt bolile și chestiile sunt tot acolo. Atenți un punct foarte, foarte sensibil. Timpul care am trecut, dar n-aș vrea să întreb aici, da? Deși probabil mai avem o nevoie de o oră de discuție pe bază, dar n-aș vrea să întreb aici, așa că o să cer scuze, dar o să prelungim puțin. Înțeleg că tu vezi natura ca o parabolă, cum o vedea Iisus, da? În anumite chestii și lucruri, chiar și ca o profeție. Despre trebuie să discutăm mai mult, dar întrebarea mea este, cum înțelegi tu această expunere la Dumnezeu? Ca un om postmodern, prin știință. Prin știință. Prin știință și, bineînțeles, impulsul și impactul al lui Iisus, care pot fi clupate chiar foarte bine. Da. Fiindcă vii din Asia, ce zici de meditație? Și cred că meditația ar fi un proces care poate fi incorporat. Vreau să spun o întrebare ca unul care... am și așa și trăiesc cu tine. Uh-huh. Dar ca unul care a trecut pe lumea adventistă și lumea creștină în general, da? Care este... Nu ți se pare că avem aici o problemă? De exemplu... Avem mai multe probleme. Dar vreau să vă dau una dintre ele. Da. De exemplu, noi înțelegem prin expunere la Dumnezeu, să zic, dacă am folosit această expresie. Că mergi la biserică și te rogi. Da. Mergi la biserică, te rogi, faci lucrare misionară. Și interesant că vorbim de diferența între Asia și creștinism. Creștinismul nu are meditația ca căutare, ca interiorizare. Da. Ba chiar se teme de aceasta. Da. Creștinismul totdeauna încearcă să te scoată în afară, să cânți în grup, să reciți Biblia în grup și așa mai departe. Și nu crezi că aici, de fapt, e tot un fel de supliment care, mă rog... Da, care nu ajută la nimic. Care nu ajută la nimic? Da, mi se pare, cred că da. Uh-huh. Și eu încerc să... E bine dacă poți să te uiți la o istorie biblică, de exemplu, Iosif și, mă rog, Iosif când s-a dus în Egipt și a ajuns, n-a mai avut niciun fel de interes să meargă înapoi, a zis, duceți-mi doar oasele. Da, și cred că asta e dacă noi căutăm un meaning de ce-o fi zis el să ducă asta, e cu totul diferit de care, asta. Care vezi tu sensul? Eu cred că ce a văzut Iosif în Egipt și ce a învățat acolo a fost cu totul radical și diferit. Cam cum ar fi chestia asta cu meditația incorporată la ce știm noi deja. Da, da. Și, bineînțeles, încadrat și științific și așa mai departe. Îți aduc și un argument al meu mai vechi care îmi place foarte mult. Da. Iosif, când s-a dus la faraon, s-a ras și a schimbat hainele. Ar trebui și noi să facem la fel. Exact. Asta este, din punct de vedere al iudaismului, cea mai mare apostazie pe care o face un iudeu. Da. Să se radă, să schimbe hainele. În niciun caz, Iuda, care s-a rugat Tamar,
n-ar fi făcut păcatul ăsta. Adică putea să culce cu noră sa, dar putea nu să... Putea să-și iardă pe rug. Și... Să-și iardă pe rug, da, putea să meargă la prostitute, dar nu și-ar fi rasă colțurile bărbii. Or, ideea aceasta este, eu înțeleg că tu faci o paralelă, ca să încheiem deocamdată această discuție, a trecut o mai mult de oră. Eu înțeleg că tu faci o paralelă între Iosif în Egipt și tu în da, în, da, și mi se pare că o să rămân în Egipt. O să rămân și o să trimiți doar oasele înapoi, da? Dacă le trimiți. Da. Trimite informația de DNA pe... Da. Liviu, știi care este problema? Cred că aici este și altceva. Cred că expunerea la noi culturi, la noi paradigme de gândire, te obligă să regândești totul. Și vă mulțumesc pentru vizionare. Îi puteți, n-am încheiat conversația cu Liviu, abia începe acum, de fapt. Îi puteți însă deja, acum am avut ocazia să-l cunoaște mai bine, și îi puteți adresa întrebări și, mă rog, opinii în forumul de la subsolul emisiunii. Ne vom reîntâlni cu Liviu săptămâna viitoare, în același format, și vom continua această conversație. Aș vrea ca data viitoare, Liviu, să te întreb despre știința ca și revelație. Aceste da, lucruri care vreau să discutăm. E un subiect care mă pasionează bine, foarte mult. Da, și care cred că va fi foarte, foarte incitant pentru noi toți. La revedere și ne revedem săptămâna viitoare. La revedere.